Vreau să fac o felul următor. Aici eu am de treabă, am de lucrare grea. Aici începe artileria grea pentru mine. Încep din nou cu proiectul Saci. Proiectul Saci. De ce? Uite, vezi după folia asta, că e prea scurte la străjă, n-am avut mai lungă, îl scurgea pe perete, se udea peretele. Și atunci s-au avut de peretele, am făcut așa. Și acum se scurge pe folie direct. I-am învățat și doctorul Ramon, a scurs sacii cu pământ. Și să pui sacii pe țiglă? Și vin cu sacii, sacii pun pe țiglă, da, să nu stea pe pământ. Și încep cu sacii și vin cu ei. Cu ce scot avale în fântână? Ai șicană ca lumea. Ai șicană, ui. Un păspai de zăpadă mic. E, poți să-i mai pun. Nu mai tai niște țalcâni, să mai pui un lemn pe acolo, unul mai pe aceea. Da, să o mai întărești un pic, da, da, aceea, da. Ca să stea așa. Dar uite, dacă te uiți atent la ea, se scurge apa pe aia, se duce la vară. Te uiți, scurge apa. Da. De ce de-aia mai dinainte să-i făcut treaba asta? Că tot am avut folia, știi? Să-i făcut mai dinainte chestia asta, nu se mai uda aici. Da. Era uscat aici. Și, da. Era mai de mult uscat. Acum s-a uscat greu, cine știe când s-a mai uscat. Ca 5 gram. Și ziceai tu că ți-a mai rămas folie? Mi-a mai rămas folie și am făcut aici. Uite. Am capitonat-o și pe asta. Am capitonat-o și pe asta aici. Cum o să mai protejez de încheia, știi? Asta e doar așa, nu e de căldură. Că oricum căldură mie ține pământul ăsta, știi? Dar e vorba că în momentul când se scurge apa, se mă scurge apa după, uite, vezi, după folia asta, că e prea scurte la străjă, n-am avut mai lungă, se scurgea pe perete, se udea peretele. Și atunci s-au avut de peretele, am făcut așa. Și acum se scurge pe folie direct. I-am învățat și doctorul Ramon, asta nu se mai ude. Asta cu ce ai prins-o pe asta? Cu cuie, nu? Cuie, da, pe de vezi, stai că am băgat pe undeva. Am cuie băgate pe sus. Uite aici, uite aici. Uite unde, băgat. Acolo, uite, stai chiar. Le vezi cuie ce-i la noi, nu-i? Ca la voi, la tărăboi. Ca uite cuie, uite. Îl vezi? Da. Păi, e de asta, e jmechere, așa. Uite pe jmecherește, mascat. Să nu se vadă, știi? Le-am pus așa, la jmecherie. Jmecherie cu ghivent. Uite, am cărat și soba mai încoace, uite, am pus-o mai acolo. Am, mai faci tu pe asta sobă? Da, când ai avea timp. Da. Când avea timp, poate să mai îndrepta și vremea asta, o vrea să știu eu, na. Să îndreaptă. Așa, deci ai izolat și aici, a? Am izolat și aici. Am totul e aici. Sub control. Totul e perfect, așa cum trebuie să fie, ca la carte. Totul e ca la carte. Nimic nu ne lipsește. Aici îți lipsește folie, pe partea asta. Nu mai pun. Nu mai pui aici? Nu mai pun. Nu mai pun, că aici încep cu noua lucrare. Știi? Și nu mai pun. Că pe urmă când o fi cu lucrarea, bag și folia asta, o dau așa și pun pe lucrare. Ce lucrare, mă, Artur? Mă pun peste lucrare folia. Păi, cum nu știi? Nu știu. A, păi stai să-ți explic eu dacă nu știi. Vorba lor, Ceaușescu zicea că dacă nu știe, învață-l. Dacă nu poate, ajută-l. Dacă nu vrea, obligă-l. Nu înțelegi ce spun eu. Uite, ce vreau să fac. Vreau să fac o felul următor. Aici eu am de treabă, am de lucrare grea. Aici începe artileria grea pentru mine. Încep din nou cu proiectul Saci. Proiectul Saci. De ce readucem la viață Saci? Începem cu proiectul Saci ca să fie și mai, ține și mai cald, să dubleze peretele. Și o să fie și alt sistem, dar abia fac și eu balconul ăsta, că și așa n-am de ce să-l fac. Așa îl fac de saci. Ies pe saci deasupra de un balcon. O să fie rustic, o să fie frumusețe. Așa, care e ideea cu saci? Că nu înțeleg. Ce cu asta e pe aici? Cu... Păi, am săpat și aici. Am săpat și pe aici, am vrut ieri să sap și aici. Și bă, m-am oprit, m-am gândit că să, dacă săpam, să slăbea peretele la casă. Să pun și casa are și etajul deasupra. Păi îl văd. Mai luăm în calcul. Falnic. Mai luăm în calcul și etajul, că dacă se dărâmă ăsta, îți dai seama că dacă îți vine toată la cap, să-ți vie o ușă, dai în spinare sau un geam, dacă te-a denorocit, te-a omorât, te-a terminat pe viață. A, și zici că ai început să sapi acolo, nu la bază, la... Am început să sap, dar nu mai sap, m-am oprit. Dar cum ți-ai dat seama că să... Mi-am dat seama că ce vroia mea să fac era ca un fel de fundație, știi? Și nu m-am oprit atât că s-a putea dărâma casa, m-am oprit o piatră, că n-am putut să trec de ea. Și dacă nu poți trec în partea asta, în partea asta, și îți dai seama că zic ca să sap, să ajung la nivelul de acolo vroia mea. Păi ca să ajung la nivelul de acolo,
Eu trebuie să iau tot botul ăsta, tot panta asta, îți dai seama când o iau eu pe asta. Da, dar nu e o idee bună să sap lângă casa acolo, oricum, oricum ar fi. Nu mai sap, pot să vin cu țiglă și să pun țiglă, toată suprafața jos o să pun țiglă ca să nu fie pământul gol și o să încep să umplu sacii cu pământ. Și să pui sacii pe țiglă? Și vin cu sacii pun pe țiglă, da, să nu stea pe pământ și încep cu sacii și vin cu ei. Îl bag aici, îi rezem de perete, sacii, știi? Și o să vină unu, doi pe lung și un rând așa. Și vine fix până aici peretele. Până acolo fix, vine peretele gros de 1,80 m, exact în înălțimea mea. În timpul eu scriu, stau culcat pe ei. La vară pot să stau culcat să fac plajă, ușor. Poate să fac plajă pe saci, la vară. O să ai folie în față și saci în spate. O să ai un design. Da, da, gândește-te că sacii ăștia o să vină ca lume. O să fie zici o frumusețe, o boierie. O să fie ceva... Țin căldură sau de ce? Da, păi ține căldură. Păi gândește-te să ai un perete atât de gros și să faci focul pe timp de iarnă. Și am două alternative. Ori să desfințez geamul, ori să-l las, să vin cu rândul de saci doar până aici și să mă duc cu saci în sus, pe lângă geam aici. Așa, știi? Înțelegi? Dar tu până unde vrei să te duci cu saci acum, ca nivel? Până sus mă duc cu saci. Până jos, sub grindă, până sub ușă. Așa, sus? Da. Da, până acolo. Vreau când ies din pod să trec direct pe saci. Înțelegi? Asta este ideea. Și anulez geamul până la urmă. Ori îl anulez, ori îl las aici și mai pun încă un geam din ăsta, că o să vin și două rânduri de geamuri la casa acum. Două rânduri de uși, două rânduri de geamuri. O să mă întreb cum și de ce și în ce fel. Păi da, că dacă eu vin cu peretele până aici, automat, eu pot să mai pun un geam aici, marginea la peretele ăsta. Știi? Și vine geamul ăla, geamul ăsta. Și atunci se schimbă calimera. Domnul, păi, scuză-mă. Păi se schimbă calimera bine de tot, că pun și eu un neon aici, o lumină de aia colorată, fac ca un holulez aici, înțelegi? Nu să mai... Nu mai vine frigul așa, ce scapă de geamul ăla, nu trece de ăsta la altul. Înțelegi? Că fac cu spumă. O fac ca lumea. Dă-o dracu curtea, că asta avem timp să facem. Și ăsta îl pui înapoi, pământul ăsta? Ăsta îl pun în saci. A, îl pui în saci, așa, da. Îl pun în saci. Și mă gândeam aici că de unde iau eu atâta pământ? Și mă fac eu de pământ? Vrem pământ. Dă-i țăranului pământ. Ia uite grămadă de pământ aici. Să bagi la saci, ai saci să bagi. Ia uite ce e. Să tot bagi pământ aici. E pământ aici, de cu nemiluită. N-ai saci la cât pământ e în curte. Și iau pe tot, l-aduc și pe ăla de acolo, de la veceu, de acolo, de la fântână, l-aduc și pe la partea asta aici, cu roaba, îl torn aici, îl tumbăm aici, tot pământul. Că aici trebuie, aici vine lucrare grea, trebuie pământ ca lume aici. Dacă nu, mai găsesc dracu, fă mașină de pământ, să merg să basculez în curte, că nu mai am. Sap și toată grămada. Și plus că trebuie să iei saci, nu? Ai ușor. Ai luat 1 milion, da? Vrem cât o mai fi, știam că era 1 leu, o fi, s-o mai fi scumpit. S-a scumpit, cred că s-a, nu mai e... 1,50 lei, 1,30 lei, mă, s-a păchit, să vedem, uite, americanul că mai mi-a și el de vreo 60 de lei, saci. Sau că mi-a 60 de saci, parcă mă trebuie, nu știu, cam așa. Dar tu lemne de foc unde le-ai, sau ce, cu ce mai faci foc în casă? Am lemne, ai acolo, nu? Pe... Este acolo, arde, n-am nimic de reproșat la soc. Am, aș fi prea nesimțit să-i reproșez sobei că nu sunt mulțumit de ea, nu. Nu. Am o sobă de belea. Deci, nu există sobă ca a mea în toată localitatea asta. E sobă de sobă, domnule. Merge săraca cu de toate. Uite cauciucurile acolo. Păi dacă mergea și cu țiclul de asta, îți dai seama ce bine era? Artur, cam asta ar fi. Mă dai un pietroi de asta în sobă și îl încingeai bine, bine. Dacă se încingea bine pietroiul, așa făcea bătrânii pe timpul. Punea cărămizi de-alea și le încălzea bine în sobă. Și o le scotează până la picioare. Mama ta, doamne, puneai o cărămidă de-aia. De viața vieților mele și să vezi ce falnic o să fie cu saci. Artur, vreau să mă fi gândit eu asta vară să fac cu saci, nu mi-am dat eu seama. Ne vedem data viitoare, Artur. Ne vedem data viitoare, că noi și noi amănunte. Până atunci, dragii mei, nu pierdeți ocazia și vă invit să beți apă rece și cristalină la noi la cepera din propria fântână. La revedere! Cu ce scot apa în fântână? Ai șicană ca lumea. Ai șicană, uite.